O minune nu ține mai mult de 3 zile, așa spune o vorbă din popor. Este și cazul unui tânăr din Constanța care conducea un microbus plin cu pasageri. Nimic neobișnuit, ați putea spune. Doar că aseară, la un control de rutină al polițiștilor, aceștia au avut parte de o surpriză. Au descoperit că bărbatul nu avea permis de conducere. Dreptul meu constituțional să nu mai spun întrebări. Avem anumite drepturi care să fie respectate. Le-ai respectat drepturile călătorilor? De când conduci? De 4 zile? Nu comentez. El este Dragoș, are 32 de ani și este mecanic auto. Pentru că meseria pe care și-a ales-o nu e foarte bănoasă, s-a gândit să dea sculele pe un volan. A uitat însă un singur lucru. S-a constatat că respectivul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Am mai avut probleme cu legea și anumite condamnări pentru aceeași faptă. Constatarea polițiștilor nu-i privită deloc cu bun de către pasageri și așa îngroziți de felul în care conduc și șoferii cu permis. Aveți curaj să circulați cu microbuzele private? Să știți că nu prea. Nu știu cum de reușesc să practice această meserie fără să îndeplinească condițiile. Tânărului i s-a întocmit dosar penal. Polițiștii încearcă acum să afle cum a fost posibil ca omul să fie angajat ca șofer.